În articol voi lua în considerare diferitele specii și care rozătoare să aleagă ca animale de companie, întreținerea și reproducerea lor. Vă voi spune despre caracteristicile îngrijirii fiecărei specii de animale din listă. Hamster. Costul animalului este de la 200 de ruble și mai mult. Este un animal drăguț nocturn, este destul de greu să-l îmblânzești, dar este posibil. Pentru conținutul său, veți avea nevoie celulă făcută din tije puternice cu casă, roată, labirint, o pereche de scări sau tuneluri și alimentatoare. Mănâncă hamster puțin, pupa nu este capricioasă. Ocupă puțin spațiu și necesită un timp minim. Un mare dezavantaj al acestui animal este micul durata de viață, doar 2 la 3 ani. Cea mai mare preferință este acordată hamsterii sirieni și zungarix. Primul este întotdeauna într-o dispoziție jucăușă. Provoacă afecțiune sinceră în rândul proprietarilor săi. Sirianul este cel mai mare de acest gen. Lungimea corpului 12-19 cm. Greutatea ajunge la 200 de grame. În principal de culoare aurie. Poate fi atât cu părul lung, cât și cu părul scurt. Este curat, deci nu va exista miros neplăcut. Poate trăi în condiții bune de casă mai mult de 3 ani. Trebuie să curățați cușca oricărui hamster cel puțin de 2 ori pe săptămână, dar nu cu substanțe chimice. Zungarix sunt adesea numiți hamsteri pitici. Lungimea corpului lor nu depășește 10 cm. Greutatea unui animal adult este de 20 la 30 g, chiar și în condiții bune de casă. Oamenii zungari trăiesc rar până la 2 ani. Nu este de dorit să le eliberați chiar și pe masă. Creaturile mici și agile vor găsi chiar și cel mai îngust decalaj și vor intra în el. Aceste animale mobile au cu siguranță nevoie de o roată pentru a alerga. Vor alerga, desigur, seara sau noaptea. O trăsătură distinctivă a Zungarix este banda gri închisă care se întinde de-a lungul creastei. Șoarece. Costul animalului este de la 50 la 500 de ruble. Rudele șoarecilor dăunători ai casei sunt șoareci decorativi. Acest lucru este ideal pentru cei cu condiții de viață limitate și puțin timp liber. Unul dintre cele mai mari dezavantaje ale șoarecilor este mirosul specific al măuseului și nimic nu-l poate scoate afară. Familia șoarecilor are un imens sortiment de culori, de la solid la aproape chel. Locuința măuseului trebuie să fie din metal sau sticlă. Ar trebui să conțină o varietate de jucării, cum ar fi ramuri, scări, roată de rulare. Fundul trebuie să fie căptușit cu talat sau hârtie nevopsită. Șoarecele este un animal de grup. Are constant nevoie de comunicare. Singur, un șoarece poate muri de plictiseală. Șoarecii sunt nediscriminatori în alimente, adoră cerealele, precum și brânza de vaci. Ouăle fierte și brânza au nevoie de substanțe nutritive, deci merită să cumpărați o hrană specializată. Pentru a evita problemele dentare, șoarecii ar trebui să primească ramuri de pomi fructiferi. Durata de viață a șoarecilor, în funcție de rasă, variază de la 2 la 7 ani. Rase interesante mi s-au părut: Mouse Baby și Sandy Mouse. Șoricelul este cel mai mic mamifer. Greutatea bebelușului este de 8 grame, iar lungimea corpului nu depășește 7 cm. Ele diferă prin faptul că practic nu emit un miros neplăcut. Se hrănesc cu cereale și cereale. Merită să adăugați ierburi și legume la dieta lor. Uneori au nevoie de vierm de masă și carne tocată slabă. Gerbilele sunt mai active în timpul zilei. Sunt mai ușor de îmblânzit și mai puțin agresive față de oameni. Rozătoarele trebuie hrănite cu leguminoase și cereale, inclusiv muguri. Uneori adăugați ramuri de fân și rasinoase pentru hrănire, precum și legume și fructe crude și uscate. Orice rozător trebuie să aibă apă într-o cușcă. Șobolan. Costul animalului este de la 100 la 2000 de ruble. Pe lângă dăunători, există acum un număr imens de rase șobolan decorativi. Aceste rozătoare sunt foarte inteligente și ușor de antrenat. După ce ați ales un șobolan ca animal de companie, ar trebui să vă amintiți că este un rozător. Aceasta înseamnă că va căuta tot ce poate fi roșit. Prin urmare, o plimbare în jurul apartamentului ar trebui să aibă loc exclusiv sub supraveghere. De asemenea, șobolanilor le place să marcheze teritoriul. Mirosul descărcării este specific și va fi dificil să-l îndepărtați.
îndepărtați. Temperatura este importantă pentru șobolan, prin urmare, nu ar trebui să puneți cușca lângă o baterie sau o fereastră. Temperatura optimă a aerului pentru un șobolan este de 18-21 de grade. Cușca pentru șobolane ar trebui să fie mare și echipată cu diverse jucării. Mișcarea este vitală pentru un animal tânăr. Pentru umplutură, utilizați așchii sau hârtie nevopsită. Nu este recomandat rumeguș mic și vată. Șobolanii sunt omnivori. Și asta înseamnă că merită să alternați hrana de origine vegetală și animală. Animalele adoră fructele, atât proaspete, cât și uscate. Accentul principal ar trebui să fie pe cereale. Dieta șobolanului trebuie completată cu frunze proaspete de patlagină și păpădie, oase de pui, nuci, fructe, fructe uscate, carne, slaba cruda gătită, pește fiert. Șobolanul are nevoie de o piatră minerală în cușcă. Este strict interzis să îi dați animalelor alimente afumate, sărate, prăjite, grase și coapte. De asemenea, ar trebui să renunțați la brioșe, cârnați, paste, lapte, brânză etc. Comunicarea cu proprietarul este importantă pentru șobolan. Se obișnuiește foarte repede cu el și se va juca cu el și îl va amuza mult timp, deoarece animalul este foarte inteligent, merită să-i oferi puzzle 1.3. Logice ușoare. Cobaiul. Costul animalului este de la 500 la 10.000 de ruble. Rozătoarele domestice au un al doilea nume, chiev. Ajunge la 1,5 kg în greutate. Un animal pufos, cu urechi agățate, bot larg și ochi mici cu margele. Foarte popular printre iubitorii de animale de companie. Diferă prin pretenție, caracter bun și plin de încredere, temperament pașnic. Rutina zilnică este similară cu cea a unui om. Lungimea și culoarea hainei depinde de rasă. Speranța de viață este în medie de 5 la 6 ani. Chevi este ușor de îmblânzit, iubește proprietarul, are nevoie de comunicare. Există abilități pentru antrenament, dar este dificil să înveți ceva. Înainte de a începe antrenamentul, trebuie să stabiliți contactul cu animalul de companie. Speranța medie de viață porcușor de Guinea 9 ani. Cu o îngrijire adecvată poate dura până la 15 ani. Dieta unui cobai este diferită de cea a altor rozătoare. Baza dietei acestui animal este fânul. În plus, furaje specializate, legume și iarbă. Alimentele noi trebuie introduse treptat. Creșterea porțiunii. Ar trebui să fie întotdeauna disponibilă apă potabilă curată. Locuințe. Cobaiul ar trebui să fie spațios, cu multe distracții diferite. Chinchil. La costul animalului este de la 500 la 50.000 de ruble. Se referă la rozătoare mari. Corpul are 22 la 38 cm lungime, iar coada atinge 15 cm. Greutatea unui adult este de 700 la 800 g. Femelele sunt mai mari decât masculii. Culoarea tradițională a chinchilelor este albă și gri. Prețul animalului depinde direct de culoare. Durata lor medie de viață este de 10 la 15 ani, uneori mai mult. Spre deosebire de cobai, chinchilele sunt nocturne. Acasă, o chinchilă are nevoie de o largă casă. Înălțimea joacă un rol important. Animalelor le place să sară și să urce crenguțe. În plus, animalul trebuie să aibă acces constant la alimente și apă. Condițiile termice sunt importante pentru chinchilă. Temperatura aerului nu trebuie să depășească 25 de grade. Chinchilă are cu siguranță nevoie de o piatră pentru vârful dinților. Este mai bine să alegeți vase de metal pentru hrănirea chinchilelor. Ca orice rozător, o chinchilă are nevoie de divertisment. El nu va refuza niciodată să urce pe ramuri sau sisteme de țevi. În dieta chinchilei, în orice caz, nu ar trebui să existe alimente crude. Toate produsele trebuie uscate bine. Dieta chinchilă include fân, cereale, fructe uscate. Tratează. De câteva ori pe săptămână chinchila trebuie să fie scăldată în nisip. Nu lăsați costumul de baie mult timp, nisipul usucă pielea. De asemenea, este interzisă udarea blănii animalului. Se usucă încet.
ceea ce poate duce la răceli. Umplutura trebuie utilizată sau specială pentru rozătoare sau adecvată felină. Degustul animalului este de la 300 la 500 de ruble. Degus sau veverița chiliană cântărește în medie 300 la 500 g și atinge 30 cm lungime. Rozătoarea în sine este ieftină, dar întreținerea sa necesită bani și timp. În primul rând, are nevoie de o casă. Deoarece aceasta este o proteină, este necesară celula corespunzătoare. Costul unei cuști pentru proteine este de 3.000 la 3.500 ruble. Degul este un animal gregar, așa că se înțelege prost cu alte animale. Veverița chiliană singură trăiește mult mai puțin. Confortabil pentru a le păstra în perechi. Paltonul degul este dens și dur și trebuie curățat în mod regulat. Animalul se va descurca singur, dar are nevoie de o baie de nisip instalată în cușcă. Este strict interzis să prinzi sau să ridici un degu de coadă. Dacă îi ciupiți coada, pielea se va dezlipi și animalul va fugi. Coada goală sângerează și moare. Degusuri sunt foarte sensibile la căldură și umiditate ridicată, frig și zgomot. Temperatura optimă pentru el este de 24 la 26 de grade. Mirosurile dure au, de asemenea, un efect negativ asupra stării animalului. De asemenea, o cușcă cu un animal nu poate fi așezată lângă astfel de plante de interior precum sansevier, fecale de interior, spatifilum, punct și virgulă feronia, operator de fire, floare de flamingo. Principala calitate a degusului este sociabilitatea lor. Mersul pe jos este o modalitate de a te conecta cu copilul tău. Degusul trebuie eliberat în apartament sub supravegherea exclusivă. El va roade tot ce îi se pune în cale. În acest articol, am examinat mai multe tipuri de rozătoare și rasele lor. De asemenea, au învățat cum să aibă grijă de fiecare specie. Am observat unele caracteristici ale rozătoarelor. Distribuie pe rețelele de socializare,